Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a inițiat o procedură de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 215 unități administrativ-teritoriale din 37 de județe. Printre acestea se numără și 4 comune din județul Călăraș. Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene prin Programul Operațional Regional, proiectul major privind creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România. UAT-urile din județul Călăraș, pentru care a fost inițiată procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a imobililor, sunt Ciocănești pentru 13.239 de hectare, Dragoș Vodă pentru 12.732 de hectare, Mănăstirea pentru 10.005 hectare și Modelul pentru 9.918 hectare.